Este nevoie de sânge. Centrul Teritorial de Transfuzii continuă seria campaniilor de donare în județ. Cei care vor să salveze o viață sunt așteptați în intervalul orar 8:30-11:30 la Spitalul Orășenesc Cernavodă. Pot dona persoanele care au între 18 și 65 de ani, peste 50 de kilograme și nu au suferit de hepatită virală, tuberculoză, sifilis, infecție HIV, epilepsie, diabet sau boli de inimă. Cei trecuți de 50 de ani trebuie să aducă de la medicul de familie o adeverință, din care să reiasă că nu suferă de boli care ar contraindica donarea de sânge. Dacă vă hotărâți să donați, este bine de știut că trebuie să mâncați ceva ușor înainte și, foarte important, să consumați cel puțin jumătate de litru de lichide. Donatorii primesc 7 etichete de masă o zi liberă, dar și de contarea cheltuielilor de transport în comun în ziua donării între localitatea de domiciliu și localitatea unde se efectuează donarea de sânge. De asemenea, conducerea centrului regional a introdus posibilitatea programării telefonice, astfel încât donatorii să nu fie nevoiți să aștepte prea mult. Programarea se poate efectua cu 24 de ore înainte, la numărul 077-466-5815, între orele 12:30 și 14:30, iar programul de recoltare începe la ora 7:30 și se încheie la ora 13:00.